Fostul ministru al culturii, candidatul pentru alegerile prezidențiale, Teodor Paleologu, și-a început campania la Iași. Acesta promite noi reforme pe termen lung. Teodor Paleologu anunța că își dorește să înceapă lupta pentru Cotroceni de la Iași, unde se simte ca acasă. Proiectul acestuia se bazează pe negocierea unui program pe termen lung cu reforme necesare României. Candidatul PMP îl critică aspru pe Klaus Iohannis și consideră că tot ce se întâmplă acum reprezintă un plan bine pus la punct. Iohannis, prin comportamentul lui foarte subtil și, mă rog, ingenios, a ajuns la dezastrul electoral din 2016. Este o contraperformanță extraordinară ca în 2014 să câștigi cu o diferență de 1 milion și ceva de voturi, iar apoi 2 ani mai târziu să pierzi în mod dezastros, să obțină PSD-ul un scor pe care nu l-a mai avut niciodată înainte. Negocierea unui program pe termen lung de reforme de care România are nevoie, de care statul român are nevoie pentru a fi eficient și adaptat la contextul în care trăim. La final, acesta a menționat că nu va mai participa la alegerile pentru al doilea mandat dacă va fi ales anul acesta.